Bună dimineața și bine ați venit la ședința Consiliului Local Strugari din data de 29 ianuarie 2021. Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 13 din data de 20 ianuarie 2021. Consultând condica de prezență, suntem în prezența majorității consilierilor locali care alcătuiesc Consiliul Local al Comunului Strugari. Ședința este legal constituită. După cum știți, avem un președinte de ședință pe 3 luni. Astăzi este ultima ședință al domnului Cărăușu. Drept îi dau dovadă, îi dau cuvântul domnului Cărăușu să prezinte ordinea de zi. Mulțumesc, bună ziua! Dacă permiteți, am să declar deschise lucrările ședinței din 29.3.2021, unde avem ca ordine de zi următoarele proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrelor didactice pe lunile noiembrie-decembrie 2020. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă conform prevederilor legii 416. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de investiții. Și 5. Interpelări, întrebări diverse. Dacă mai avem la ordinea de zi propuneri, dacă nu mai sunt, supun la vot ordinea de zi. De zi, cine este pentru? Votăm lumea pentru. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta proiectele. Ar supune, ce să pun așa? Nu, o să-i supun procesul pe bani. Păi, dacă nu... Da, uite, ca să facem, lăsim copă, îmi cer scuze. Aș dori să supun spre aprobare procesul verbal din la ședința extraordinară din 8 ianuarie 2021. Ședința a fost extraordinară. Cine este pentru procesul a prezentat? Mulțumim. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna noiembrie și decembrie 2020. La articolul 1 se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Strugari pe luna noiembrie și decembrie în sumă de pentru noiembrie 2770, pentru decembrie 1665 de lei. Dacă acesta este primul punct, dacă avem discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Poate sunt pe discuții. Eu vreau să rog, deci o să fie câte două luni fiecare, deci proiectul pentru decontarea cheltuielilor, câte două luni consecutive, că în ultimele ședințe din legislativul trecut erau în fiecare lună. Luna de 20 funcționa normal. Acum funcționăm în pandemie. Și îmi trimit aceste documente undeva pe două luni de zi. Și noi le-am propus. Dacă noi să spunem să ne trimite lunar de acum. Dar sperăm în normalitate. Sperăm acum de 1 februarie să funcționăm normal. Și tot legat de chestia asta, eu știți că fac parte din Consiliul de Administrație la școală și nu am avut nicio ședință niciodată. Nu știu cum arată. Luna viitoare să avem de desemnat persoanele Consiliului de Administrație și o să stabilim pentru că a făcut un nou Consiliu Local. Și avem pe ordinea zi în luna februarie să desemnăm persoanele. Au fost desemnate doar provizoriu în perioada aia de lipsă de mandat a Consiliului Local pentru un mandat restrâns, iar în februarie o să avem pe proiect de hotărâre pe ordinea de zi desemnarea consilierilor locali care fac parte din Consiliul de Administrație. Și eu am jumătate de ani când fac parte din Consiliul de Administrație, din partea Consiliului Local și nu am participat la nicio ședință.
Din cauza faptului că a fost în septembrie-octombrie, am făcut prin derogare, datorită faptului că n-am avut consilii locale. Nu? August. Era a, nu știu, local. Nu știu ce a fost în august. Eu vorbesc acum, eu vorbesc de noiembrie-decembrie, nu vorbesc de alte luni. Deci nu ne ducem în negura timpului, eu vorbesc de ce acum. Dar oricum, luna viitoare aveți pe un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale. Și acolo o să vedem ce o să... Chiar să notez, să nu uităm asta. Dar totuși, când s-au ales reprezentanții, nu s-au ales pe perioadă de, sau s-au ales cât ține Consiliul Local? Cât ține Consiliul Local, nu corect. Pentru că, doamnă secretar, eu vreau să vă amintesc că la începutul mandatului 2016-2020 s-au ales doi reprezentanți de cât din Consiliul Local, în Consiliul de Administrație al Școlii, și s-a aleg pe 4 ani. Acum, deci, adică eu... Când începe mandatul Consiliului Local, unul din proiectele de hotărâri este și acesta. Păi stați un pic, de ce s-a ales la vechiul legislativ? Dar nu s-a ales, acum alege. Domnul secretar, dar eu știu că am fost ales, eu cu domnul Trofim. Păi și n-ați fost chemați niciodată la sfârșitul anului școlar 2020-2021? Așa nu a fost nevoie. Dar 100%, deci mandatul tău s-a încheiat la finalul exercițiului mandatului tău din Consiliul Local. Secretar, vreau și eu, o să vreau și eu iar când s-o... Ca să nu știu, să studiez. Am treabă cu doamna secretar, el e cu hârtiile. Nu am treabă cu școală. E clar că dacă ai fost în Consiliul de Administrare, dar sunt convins că ai participat la ședințe. Niciodată. Doamne, nu se fac luna ședințe. Auzi, cum zice la primar, poate nu a fost nevoie din participare. Da, dar nu știu cum rezolvăm așa asta. Dar o dată pe altul să facă o ședință. Nu, dar zic și eu, înțelegi? Pentru că discutăm, domnul primar, asta. Urma o chestie premergătoare. Discutăm, am văzut acolo. Și legat de investițiile la școală și zic și eu, trebuia să fim prezenți, nu știu. Domnul Paul Bien a fost la idei. În Consiliul de Administrație. Nu, înainte vreau să spun. Și la Consiliul de Administrație nu se discută investiții, se discută doar vorba de calificare. Era și curios ce se discute. Da, da. Se aprobă planul școlar, se aprobă calificative din profesori, se aprobă diverse. Nu știu. Da, o să vedem, o să facem proiect, o să desemnăm, cred că e consilier, așa au fost și în mandatul trecut, vedem. Dacă discuțiile s-au epuizat, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? 11. Un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orilor de muncă, conform legii 416/2001, modificată și completată cu legea 276/2010 pentru perioada 01/01/2021, 31/12/2021. În proiectul de hotărâre, la articolul 1, se aprobă planul de acțiuni pentru repartizarea orilor de muncă conform prevederilor legii 416/2001. Privind venitul minim garantat, modificată și completată cu legea 276/2010 pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Și la anexă există un plan de acțiuni pentru repartizarea orilor de muncă conform prevederii legii 416 și acolo noi am pus un număr de 10 acțiuni. Dacă dumneavoastră considerați că mai trebuie aduse completări, la punctul 1 de amenajat drumuri, curățat de colmata șanțuri pe o parte și alta al drumului, atât pe drumurile județene cât și pe drumurile comunale, curățarea de pășuni comunale acolo unde există vegetație și pășunea nu a fost repartizată spre închiriere, construirea și repararea de garduri la școlile din comună, împrăștierea de balast chiar și manual pe drumurile comunale acolo unde o cere, igienizarea fântânilor publice din comună, împrejmuirea gropilor de gunoi, am avut de fiecare dată, acum nu cred că putem spune împrejmuire, ar trebui să-i spunem igienizare, pentru că oamenii mai sunt învățați de se duc tot pe dealuri așa și cred că acolo ar trebui să-i spunem igienizarea fostelor de gunoi. În perioada de iarnă, asigurarea aprovizionare cu material antiderapant în toate satele comunei,
îndepărtarea zăpezilor de pe drumuri și ulițe acolo, dacă cumva o să fie nevoit manual. Decolmatarea canalelor de scurgere a peșterii a vegetației lemnoase, de evitat depozitat cum posibil sordit lemne pentru unitățile școlare și la sediul Consiliului Local. Aici, la construire și reparare, am lăsat-o totuși, pentru că mai sunt de făcut, eu știu, de reparat. Am zis că să fie lăsat. Săptămâna asta chiar am fost în satul Nadeja la 4-5 persoane vârstice, dintre care una e o problemă la doamna Patrici Marcica, parcă o cheamă, vis-a-vis Biserica Ortodoxă. E neputincioasă, nu poate merge și cred că mai sunt și cartele știți în toate satele care vă aparțin. Chiar să le aduceți la cunoștință, dar sunt femei care sau bărbați care pot să le viziteze și să le asigure necesarul de apă, de lemne, de ce mai au nevoie pe curte. Am zis să trecem ajutorarea persoanelor vârstice. Da. Să-i dezăpezească și să-i... Da, orice, apă, lemne, când îi zăpadă să le facă urmă. Da, eu aș vrea să mai scriu aici. Eu am o nelămuriu de un primar, că nu știu cât pășune mare e comuna Strugari, care nu este dată în arendă. Și atunci nu putem să folosim ajutor social să cureți bucăți de teren care îți date în proprietatea... Cui? Da. Deci consider că... nu este benefică treaba asta. Adică dumneavoastră trebuia să spuneți, am 3 hectare, majoritatea pământului, majoritatea islazului este dată în închiriere. Și atunci nu putem să acoperim, deci 460 poate să lucrezi pe domeniul public. Și ăla e domeniul public de dat închiriat. Și atunci nu putem să le facem servicii la... Eu acum, nu știu dacă o să-i convină... Nu, nu. Folosește doar numai în cazul când rămâne suprafețe neacoperite. Aici trebuie să știți următoarea chestie. Sunt zone în care, chiar fiind pe islaz, da, chiar dacă suprafața noastră pe islaz avem o suprafață de 334 de hectare pe care este în domeniul public, adică este a noastră, a primăriei, și ar trebui să dăm în arendă sau în închiriere, pardon, spre a cei care dețin animale, în momentul în care mergem la APIA, spre exemplu, poate și dumneavoastră ați fost, sunt zone pe care le scoate din zona islazului, știți? Pe zona aia, dau un exemplu, în zona acolo la Ciușmea, care trecem fiecare lângă noi, unde e zona aia cu stuf, da? Aia niciodată nu o să-ți o dea APIA, ție, să-ți o aprobi ca să-ți dea subvenții. Ei, noi pe zona aia trebuie să intervenim. Da? Sunt zone, de exemplu, zonele care sunt împădurite. O să fie... Ce depășește o grosime, n-ai cum să intervenim într-un așa, nu? Adică, păi, o chestie... Nu, domnule, sunt zone, eu altceva am vrut, sunt zone care sunt împădurite și zona respectivă, tu trebuie să te duci să o curăți. Am marginea drumului care scoate ochii, eu știu, spinii de pe marginea drumului de acolo. Aia trebuie să o curăț cu oamenii tăi. De la biserică la deal, dacă mă duc la Răchitiș, n-ai cum să mergi. Păi, domne, dar e slaz, partea stângă e slaz. Bine, așa e. Curățirea pășunii comunale deja... Acolo trebuie să înțelegeți așa. Sunt zone, deci sunt zone și acolo trebuie să folosim. Bine, dacă ai suficient oameni, să lucrezi, să facem și importat. Aia... În cazul când avem suprafețe de închiriate, putem să intervenim, dar altfel... Și zonele strict, unde, cum spunea domnul... Zonele strict, unde? Hai să folosești oameni acolo 12 luni din 12 luni. Dacă este nevoie de 3-4 zile acolo, să ai o justificare că te duci acolo să lucrezi. Și ca să înțelegeți, avem o suprafață de islaz în domeniul privat al comunii. Nu toată suprafața de islas este eligibilă la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. Corect. Concesiunea sau contractele de concesiune cu oamenii s-au făcut numai pe bucata eligibilă. Noi facem bucățile eligibile. Exact, nu. Bucățile eligibile sunt obligațiile cetățenilor care au concesionat de la primărie în baza contractului de concesiune. În schimb, rămâne suprafață de teren din domeniul privat.
Păi eu cred că rămân 100 de hectare, cred că rămân la foarte. Eu cred că da. Eu cred că da. Nu știu, nu pot să... Și nu da. În zona asta, cred că mai mult zona Recâtișul. Nu, nu, cea mai mare zonă care e neeligibilă e zona de pe Mondăneasa și v-am spus, petici de pe Islas. Da, unde e împădurit, unde efectiv nu e sau în zonă inundabilă, stufa aia nu s-o prinde. De asta au rămas acolo măsura aia, dacă nu, noi putem, pentru că... Nu fost niciodată măsura asta. Ba da, de fiecare. Da, dar cum decideți? Dar noi putem să o... Dar nu, oricum, prioritatea numărul 1 nu este curățarea pășunilor. Prioritatea numărul 1 este altceva. Cum vă citit un primar. Acum, pe timp de an, împrăștirea antiderapant, după aia curățarea șanțului... Aici este vorba de, la școli, de o suprafață maximă de 2 hectare de teren. Auzi. Deci, maximă. Nu știu, eu... Nu, nu, de intervenit. De intervenit. Nu din zona neeligibilă. De intervenit de noi. Doar atât de maxim 2 hectare. Se adună contractul de concesiune și se vede și pravații. Trebuie să le facă fiecare pe lună. Trebuie să le facă fiecare lună sau... Lunar. Lunar, nu? Și dacă eu am înțeles, sunt alții care sunt plecați prin străinătate și au ajutor social, aia ce fac? Nu, toți care sunt plecați prin străinătate, în momentul în care încercă, sunt scoți, da. Nu mai sunt, acum nu mai avem cază. Acum nu avem. Dumneavoastră, dacă aveți dubii, sunteți consilieri. Spuneți, domnul viceprimar poate nu știe, dar toți care sunt, care pleacă în străinătate, li se suspend. Li se încetează, nu le suspend. Și Păi, anul trecut au ratat. Acum nu mai sunt, nu mai sunt. De alegeri și i-au luat... O trecut. Deci acum nu mai avem niciun persoană. A făcut domnul Trofin, a făcut referate și i-am scos cu data din 1 ianuarie. Câte persoane mai sunt la 46? 100 aveți. Era 100 ce mi-a dat ieri. Nu, 100 minus 4. Care sunt scutiți, care m-au ascultat copiii. Nu știu, au La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022. La articolul 1 se aprobă menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. La anex ați văzut, deci la nivel de localitate rămâne o singură școală cu personalitate juridică. Funcționale sunt școala Strugari, școala Petricica, școala Răchitișu. În Comuna Strugari pe 2021, dacă ați văzut în raport, 22, sunt propuse a funcționa ciclul preșcolar, primar și gimnazial într-o singură unitate școlară cu personalitate juridică, și anume școala gimnazială Strugari, cu următoarele structuri. Două școli gimnaziale, anume în Strugari și Petricica, trei școli primare, anume în satele Strugari, Petricica, Răchitișu, trei grădinițe cu program normal, în Strugari, Petricica și Răchitiș. Noi am discutat, am avut și avizul pe care noi l-am dat în luna decembrie și în baza lor s-a dat și avizul de la inspectoratul școlar. Astăzi doar noi hotărâm dacă menținem rețeaua școlară în forma prezentată de mine. Credeți că
se va lua avizul pentru școala de la Pecica, de funcționari. Văd că Ministerul Învățământului a fost de acord ca să fie și școala acolo. Da. Deci noi vorbim de structură. Nu vorbim de a funcționa în 2021-2022 acolo. Deci vorbim ca și viitoare structură. În condițiile în care noi vom întruni și vom avea autorizație de funcționare. Adică facem cadrul legal. Da, facem cadrul legal. Da. Adică l-am desființat, am lăsat-o. Da, o lăsăm, nu o desființăm. Da. Mulțumim, dacă nu sunt discuții, nu mai sunt discuții, supunem la vot și acest proiect. Cine este pentru? 11 din 11, mulțumim. La următorul punct pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții provizorie pe 2021 a bugetului local al Comunei Strugari. La articolul 1 propun aprobarea listei de investiții provizorie pentru anul 2021 a bugetului local a Comunei Strugari, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din hotărâre. Și la anexă am enumerat obiectivele de investiții cuprinse în programul ăsta provizoriu de investiții, și anume achiziționarea de teren pentru folosință cimitir ortodox pentru parohia Strugari Nadișa, construirea grădiniței Petricica Sat, Petricica Comuna Strugari, restaurare, construire grup sanitar și centrală termică, școala gimnazială Petricica și la ultimul proiect, al patrulea, alimentare cu apă și canalizare în Comuna Strugari. De ce am făcut acest proiect de investiții provizorii? Noi am depus documentele pentru decontare a facturilor care s-au lucrat pe apă canal pentru școala de la Petricica, pentru grădiniță și pentru achiziționarea terenului privind cimitirul. Și parte din facturile depuse de noi din documentația pentru decontare, Ministerul de Finanțe prin Ministerul Dezvoltării pentru obiectivele cuprinse în PNDL ne-a dat acești bani ca să putem să îi decontăm. Dacă la, ca să lămurim o treabă, dacă la apă canal, la școală, la Petricica s-au făcut lucrări efective, la construire grădiniță la Petricica se decontează doar faza de proiectare. Ați văzut, acolo e 24.000 de lei. Și am prins și achiziționarea terenului, având în vedere că luna asta vom întocmi documentele la notar și sumele trebuie plătite prin virament. Poftim? Avem în anex acolo 7.000 de lei. Și plus 10.000 de lei taxele care sunt, 8.000 de lei. E vorba de o suprafață... Noi am făcut anul trecut, dar n-am cheltuit sumele datorită faptului că nu se actualizează. N-am reușit să actualizăm documentele. 7.000 de lei dorește, doamne. Ia bani efectiv 7.000, în care noi probabil o să fie mai mult de 1.000 de lei de plată pentru onorariul notarului, dar mai suportăm noi din ceea ce s-a adunat niște bănuți ca să fie la limita taxelor. Deci, primăriei 8.000 de lei. Restul mai sunt chetii publice, donații publice, donații private, cum să spunem. De la cetățenii. Sau întocmi documentații, știți cum se face la vânzare, cumpărare, documentații cadastrale, dezlipiri și alipiri. Costurile ajung undeva la 12.000 de lei, ca să știți. 12.000, 12.200, deci 122 de milioane în total. Cu tot ce înseamnă. Eu aici vreau să mă spun. Legat de ăștia 200.000 de lei pentru apă și canalizare, la ce anumit să folosiți? <coughs>
la apă și canalizare, 200.000 de lei, care i-ați văzut dumneavoastră acolo. Este vorba de proiectul de, efectiv, proiectul care s-a făcut pe alimentare cu apă și canalizare. Este vorba de plata tot în cadrul proiectului a verificatorilor care tot așa au facturat, pentru că proiectul e proiect, verificatorii verificatori. Și plata, diferența este vorba de ceea ce s-a făcut până acum. Adică sunt vreo 4 km și ceva probabil, nu am măsurat exact, de săpătură și pus conductă. După aia, ei și-au cumpărat conductă, ați văzut că există conducta și la Nadișa și pe la Nusire, și toate facturile pe care ei le-au tăiat, noi le-am trimis la Ministerul Dezvoltării și i-au analizat și i-au dat bănuți. Credeți că până la sfârșitul anului va fi finalizată cum este în proiect? Ce? Alimentarea cu apă? Sub nicio formă. De la, nici nu a fost vorba de până la finalul anului 2021, de la data semnării contractului au 2 ani de zile. Sperăm că am 2 ani de zile să se rezolve. Am semnat contractul și ordine de începere în luna octombrie, să ocotim octombrie un an și în 2022 încă un an. Vă spune că data finalizării a lucrărilor este în octombrie 2021. Asta, eu așa am înțeles și am dedus că canalizarea și alimentarea cu apă se va finaliza la așa, așa era prevăzut în proiectare. Deci la proiectare, de la proiectare așa s-o da, dar nu ai 2021 an. Nu, eu nu, eu zic că-s 24 de luni de la data începerii semnării contractului. Semnării contractului. Da, domnul Sinișcă, nu cred că domnule, din octombrie, dacă stai să socoți, dacă ai făcut din octombrie, ai, și inclusiv luna care s-a stat, ai octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, ai 4 luni. Deci s-a mers în 4 luni 1 km pe lună. Dar s-a mers, eu am fost acolo, am verificat mereu cu domnul viceprimar, s-au mișcat foarte greu în prima lună, să spunem așa, până s-au adus materiale, până au întins cablu, până au întins furtunul, și asta le ia foarte mult timp. Eu sunt sigur că societatea respectivă, ca să încadreze în termenul propus, va suplimenta forțele, adică din primăvară probabil o să aibă și în Nadeșa un buldo, o să aibă un, și în Strugari un buldo care să sape și să facă treabă, că dacă mergi cu două mijloace să săpți în, adică unul practic sapă, unul acoperă și întinde cablu, la 4 km, la 1 km pe lună înseamnă să eu am 26 de km, să o cotez și mi-a trebuit 26 de luni. Eu nu știu dacă firma... Asta este, auziți, ăsta este probabil greutatea sau, eu știu, sincopa sau... pentru că se face licitație, la licitație vine oricare firmă care îndeplinește criterii de calificare la licitație și care câștigă, ăla câștigă. Am avut și pe Valea Iazului, știți foarte bine când am făcut cu firma... Trebuie verificați. Cu firma respectivă. Păi. O să stea în soare, țările alea o să scoacă la un moment dat. Și dacă le fac peste 2 ani în pământ, o să avem o problemă. Nu, o să pocnească țările. Auziți, țările care le vedeți? Acum, ai fie aici la Nadișa, fie la... Îți doar de aducțiuni până la sus, la, la podici. Linia de aducțiuni, da? Când se trece pe linia de distribuție, vin țevi mai mici. Și alea probabil o să le astea le-a achiziționat pe tot traseul, 7 km jumătate. Pentru diferența care vine pe distribuție, da, de la bazine la vale, vine cu țeavă de diametru mai redus și alea încă nu s-au achiziționat. Dar asta va fi oricum luna asta, cred că o să duce până la luna februarie, se duce până la podiș. De alimentare legat cu apă. Acum auziți. La intersecție, la botezatul, la ce dosul am ajuns. Vreau să știu dacă în Nadișa, privare la fostul colegul dumneavoastră, domnul Gheorghiță Diaconu, care nu mai este pentru noi astăzi, va fi alimentată cu apă. Da, acum traseul pentru, pentru alimentare cu apă și canal va fi următorul.
Mie, dacă îmi dă de la Uniunea Europeană niște bani, să spunem că îmi dă 1 milion de euro pe proiect, eu trebuie să mă încadrez într-un 1 milion de euro pe proiect. Noi, dacă avem 2,5 milioane de euro pe aproximativ. 2,5 milioane, noi trebuie să ne încadrăm pe banii respectivi. Ce se întâmplă? Dumneavoastră, dacă vreți să știți exact traseul pe care iese la Nadișa, apa prin distribuție va veni de pe podiș pe islazul care este la Nadișa sus acolo, pe la bazin, pe la bazinul petrolier, va coborâ prin Nadișa la vale, da? O parte va coborâ și pe unde are doamna Gena magazinul, pe drumul de la Petcu la vale și va trece și pe la Domn Gheorghiță, pe vale. Asta înseamnă că va trece. Domnule, eu v-am dat amănuntele că după aceea poate mă întrebați altfel. Proiectul ăsta, a să studiez și eu, a să mă rădăsesc, a să studiez ca să văd cu ochii mei. Orice proiect, din, orice proiect care este finanțat din bani publici, poate să fie la îndemâna oricărui cetățean din Comuna Strugari. Încă o dată, distribuția va fi prin cădere liberă de la bazin, de la bazinul colector, Nadișa, cum v-am spus acolo, pe vale la Nadișa, prin Strugari, urcă o parte prin Năsuiești și se duce spre Cetățuia și de acolo, din Cetățuia, coboară la vale până în zonă la domnul consilier Hanganu Viorel. În zonă, am spus, nu am spus fix acolo. Acum, ce vreau să vă spun? Pe strada, dau iar un exemplu a lui domnul Hanganu Vasilii. Având în vedere că noi trebuie să ne încadrăm într-o sumă pe toată proiectarea asta, pe, chiar dacă pe studiu de fezabilitate tu ai făcut fiecare uliță ca să fie prinsă, da? Când faci cheltuielile, studiu de fezabilitate îl faci cu un an de zile, spunem noi, da? Când faci proiectul efectiv, atunci omul merge pe costuri, pe oferte, pe prețuri care sunt în baza de date a Ministerului Dezvoltării. Și atunci omul spune în felul următor, bă, tu ți-ai făcut SF-ul cu sumele care le-ai crezut tu de cuvință la data respectivă, care tot așa erau la Ministerul Dezvoltării în lista de prețuri. Când, dacă ți-ai cumpărat marfa acum un an de zile, ai cumpărat-o cu un leu 10 bani și acum, după un an de zile, când faci proiectul ca să-l vinzi, îl vinzi cu un leu și 10 bani, cu 20 bani. Și deci ai pierdut 10 bani. 10 bani sau 10% din toată valoarea asta cade. De unde care? O să cadă de pe uliță, da? Și atunci când domnul Hanganu o să constate că nu are apă acolo, pe ulițele mici, o să cumpere doar conducta, noi ca și localitate. Să dăm posibilitatea de a branșa. Numai fiecare are posibilitatea de a se branșa la conductă, pentru că acea conductă care vine pe distribuție nu pune ștuți de racordare la fiecare. Conducta trece pur și simplu prin dreptul gospodăriei. Tu ca și gospodar, ca și proprietar, dacă vrei să te racordezi, îți sapi până la conducta respectivă, da? Acolo există un colier, o mufă și se înșurubează efectiv o chestie și te-ai racordat la afară. Numai că ce trebuie să vă zică domnul primar, în momentul optim, nu după 3 luni de zile după ce s-a stupă șanțul. Deci în momentul când sunt lucrările, atunci trebuie făcute să faceți lucrările dumneavoastră. Ar fi bine. Nu, ar fi bine să facă. Și vreau spus, conducta trece în așa, după ce se acoperi conducta, când o să-și aduc fiecare, vine un colier, o să prind special și un ștuț automat care îi dă gaură în conducta, cu garnituri, cu tot ce crește, de acolo te racordezi. Proprietarul lasă pașan de aici, de la conductă, până în curte, unde are destul. Problema este felul următor, că eu ca un gospodar care sunt chipzuit, când am ajuns în dreptul meu, trebuie să am conducta și respectivul domn nu vine foarte ușor să mă prind acolo. Pentru că una e să lucrez. Una e să sepi, să apucă. Și băieții sunt acolo, e alte chestii, mână de meserie. Zic și eu. Mai sunt discuții? Referitoare la acest proiect, dacă nu mai avem discuții, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? 11. Mulțumim. Și la... aș vrea să mai fac o completare aici, că cineva a ridicat problema. În momentul în care te racordezi la apă, trebuie să
în mod inevitabil ești racordat la canalizare. Și la canalizare tot la fel? Da. Deci conducta de canalizare se va pune și racordarea se va face tot la fel. Păi da, mă refer, tot dacă nu ajung banii, trebuie să plătim noi cei care ia apă. Da. Pe unde merge apa, merge. Pe unde merge, în mod normal, pe unde merge conducta de apă, merge și canalizarea, pentru că... Dar canalizare fără apă se poate? Nu, canalizare fără apă nu se poate. Nu, canalizare, deci încă o dată, canalizare fără apă. Apă fără canalizare, nu se poate. Canalizare fără apă înseamnă că ești pe fondul tău privat. Da. Și dacă vrei să faci canalizare fără apă, se poate. Da. Da. Poți. Nu, nu, nu. Canalizare fără apă. El are apa, are apa și se racordează. Pentru... Adică, să vă spun, să vă spun de ce. Conducta de canalizare și conducta de apă este calibrată pentru toți consumatorii din zona respectivă a satelor, a celor trei sate, chiar și pentru, sunt și consumatori de ăștia echivalenți, adică pentru păsări, pentru animale, pentru grădină, să spunem, în funcție de câtă grădină avem noi la statistică. Avem pe zona Comunei Strugari 30 de hectare de legume. În 30 de hectare de legume s-au cotit că fiecare gospodar are la 800 de gospodari loco de la noi, cultivă, eu știu, 200-300 de metri pătrați de legume. Și noi am pus acolo 30 de hectare și alea 30 de hectare ca și cum s-ar iriga din conductă. Da? Deci capacitatea este prevăzută și la aducțiune și la canalizare pentru, pentru toți locuitorii. Adică tu dacă nu te branșezi la apă și tu ai apa și vrei doar canalizare, se poate. Nu se poate apă fără canal. Pentru că tu apa când o ai, să o dai, o deversezi undeva și atunci ești condiționat. Deci canal da, apă fără canal nu. Ei, mai sunt. Unde mai învățăm, mai vedem care este situația, o să ne învățăm și cu apa și o să fie o chestie, cred, foarte bună, să ajungem în faza finală. Asta este cel mai important. Dacă nu mai avem... Propuneți, nu mai avem discuții? Poți să la asta, nu? Da, alte, la diverse. Diverse? Da. Vă dau cuvântul domnului Hangar. Mulțumesc. În primul rând, când se vor elibera tichetele electronice pentru persoane care au făcut la școală pentru decontarea rechizitelor și a hainelor, cei 500 de lei? Știți ceva? Deocamdată, noi nu avem o notificare făcută de Ministerul Educației sau de către statul român. Nu știu, mă... Nu, chiar nu știu, de cineva, n-am un răspuns. Eu n-am un răspuns. Suntem... Da. Deci n-avem un răspuns. Ianuarie și totuși spate de Europa. Nu. Da. Deci n-am, chiar dacă, nu... Dacă nu proiectul de buget, dacă proiectul, proiectul de buget pe care guvernul să-l facă... Dacă dumneavoastră aveți mai multe informații, poate ați participat la o ședință de BOP. Deci la noi, la Strugari, n-avem nicio notificare. Noi nu avem, dar ne gândim că în proiectul de buget pe care guvernul o să-l prezinte, sperăm să nu fie aruncat doar un proiect așa în fața noastră. Deci nu, nu știm. Nu, 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 se prind, cum să nu se prind? Orice bani european se prind din buget. Ce putem să vă zicem? Că s-au mărit tichetele de grădiniță, la 50 la 100 de lei. Asta putem să vă zicem. Ei, dacă să știți, deci, legal, nu mai sunt 50-100. Cei care au copii la grădiniță și au o situație mai precară, în loc de 50 de lei, îi dă 100 de lei. Deci pentru grădiniță, dacă domnul secretar a spus, intervin un pic, sunt, avem un număr de vreo 20 și ceva de copii care s-ar înregistra, ca și grădinari care s-ar înregistra, care s-ar încadra în proiect, în proiectul ăsta, poftim? 23 sunt în total. 23, poftim, în total. Și vreau să spun că, au depus documente. Mai și rechetiși? Vreau să spun că au depus documente pentru tichete, doar un număr de 8 copii. Auziți, doar 8 copii, doar 8 familie. Copii, doar 8 familie au depus, da? Normal că sunt și cei care nu sunt eligibili, nu sunt cadrează. Trebuie să ai 240 de lei, adică trebuie să nu fii peste 240 de lei pe membru de familie. Dacă sunt 4 membri de familie
și tată este salariat, automat că o depășit. Dar sunt, și dacă îi știți, care mai au copilaș la grădiniță, să vină să-și depună dosarul. În ședința trecută am luat vorbă despre masa caldă care s-a oferit cetățenilor, cei cu 750 de lei. Mai sunt și alte categorii de secretar care ar trebui să beneficieze și nu au beneficiat? Nu, sunt pensionari de două condiții cumulative, 75 de ani și 800 de lei pensie. Doar ei sunt. Asta de atenția de secretar. Când legea spune în felul următor. Da. Sunt două categorii. Pe lângă persoanele care au peste 75 de ani, așa, mai este o categorie de persoane care sunt familii monoparentale, care nu sunt prinse, vă rog frumos să citiți proiectul. Acum, dar că nu facem noi listele astea. Listele astea secretar, fi, eu știu sigur că listele se fac de către Consiliul Local, în parteneriat cu Prefectura. Bun. Eu așa știu, eu așa, bun. La aceste persoane, sunt persoane, exemplu, Ileana Lomel, care are un copil care trebuia să intre în categoria asta de risc, Sorin Martin, nu știu dacă e ajutor social, dar... Sorin Martin, în Germania. Dar e în Germania. Surcan de mulți, azi mai multe persoane, nu sunt multe, vreo 4-5, da, dar mai erau o categorie. Care știți, aduceți-i la cunoștință. Problema este că prin dispoziția primarului putem să identificăm noi niște situații de risc și putem să ne asumăm acordarea și să raportăm instituțiilor de la Bacău și ei să ne facă o listă. Acum să vă spun... Să vă spun care sunt și noutățile în domeniu, în ceea ce s-a ridicat. Nouă, de fiecare dată când ne transmit o listă cu persoanele beneficiare sau cardurile, cum le-au trimis direct la noi, cu lista aferentă, totodată ne-au spus dacă sunt persoane care se încadrează în mod etapizat, adică luna asta spune că se mai încadrează 3 persoane, da, sau 4. Noi le aducem la cunoștință, o facem în parteneriat, dar cei care decid care sunt persoanele care sunt beneficiari, vin direct la forțele de muncă care împotriva. Să faci o anchetă socială de la primărie de aici, să faci tabelul de aici. Nu, trebuie să înțelegeți, vin niște carduri, deci nu le facem noi, nu le producem noi. Tabelul a fost din la primărie. Nu vine așa, pentru că eu vă spun un singur lucru. Sunt persoane care au primit 804 lei, abia în ianuarie. Și dacă veneau de la casa pensiei de un secretar tabelul, tabelul este făcut din către primărie, asumat. Așa știu. Eu așa am văzut în lege. Eu așa am văzut în lege. Acum în lege se prevede într-un fel și când se trec la normele metodologice din lege, se prevede cu totul în alt fel. Nu, noi n-am făcut la nimeni care a primit anchetă socială. Nu, persoana astea care a primit cardul au făcut... Nu. Nu. Deci, cine la casa pensiilor astea? Deci, s-a dat lege, s-a făcut, cei de la casa de pensii... Trebuie să fie implementat pas cu pas, oră de oră, și chiar e mai în cunoștință decât mine. Ați făcut la fiecare persoană care ați eliberat, care ia tichetele astea pentru masă de albă. Ați făcut câte o anchetă socială? Nu, dar nu să-ți veniți la Uniunea Europeană și date persoanele... Un fond european... Stați un pic să vă explic. Persoanele sunt date de Casa Județeană de Pensii. Așa. Dar ia spuneți-mi, legea ați citit-o? Da. Știți cum era o categorie care nu ați prins-o în... Dar nu, noi am făcut listele. Nu mai am... Și atunci unde să facem o hârtie ca să prindem și persoanele care nu au fost prinse? Da, sunt discutate de la Casa Județeană de Pensii, la Uniunea Europeană. Eu știu așa, legea spune foarte clar. Toată chestia se face pe asistență socială. Asistența socială face un tabel, nominalizează, identifică persoanele care... Nu să facem așa. Domn secretar. O să studiem cu atenție. Studiez, vă rog frumos, că sunteți jurist. Dar sunteți într-o eroare, să știți. Nu, noi am primit. Eu asta e părerea mea. El e juristul și el aplică legea. Eu îți promit că luni mă uit cu atenție și dacă avem posibilitatea de a identifica persoane în risc, să le notificăm la Bacău. Nu suntem împotriva. Și cu cea mai mare plăcere vă cer sprijinul de a le identifica, a venit cu actele de sargivire și primit. Dar sunteți în eroare. Păi aia 75 de ani și pensia minimă, cardurile se generează de Bacău. Dar nu, eu nu lucrez cu Google. Google-ul este o chestie care eu nu prea sunt prietenul Google-ului eu. Da, cel mai avem un program Lex Navigator, care e cel mai bun.
Așa. Da. Deci, Bogdan, cu certitudine, ce zic, ce am zis și eu. Eu, ce mi-au dat de categorie, sunt trecut de doar pe un tabel fără CNP. Pentru că dumneavoastră știți că aveți familii monoparentale. Mâine fără CNP. Cum? Fără CNP. Cu CNP-ul lui. Fără CNP, că numai CNP sunt persoane care depășesc 75 de ani. Ca să vadă că depășesc 75 de ani. Domnule, vă promit că studiez și în ședința următoare vă spun exact. Și dacă noi am greșit cu ceva, eu mi-aș spun... Am fost la Bogdan. Lăsați-o așa. Viorel, trebuie să o discutăm. Și dacă eu am, dacă ai tu dreptate, eu cer scuze. Și dacă am eu dreptate, îți cer tu scuze. Da, sigur, da. Ce-am vrut aici. Ce-am vrut ca să nu mai încurajăm lenea. Asta în momentul ăsta încurajăm lenea. Dacă domnul Sorin trebuie să-i dăm 400 de lei pe lună ca să, sau pe săptămână, ca să-i dea mâncare, mai bine l-am sfăduit ca trebuie să-și ia un loc de muncă. Se caute un loc de muncă. Cine? Sorina Martin, nu? Sau Ileana Romel, care Daniele, e o puturoasă. E treaba ei. E treaba ei și noi cum? Atunci noi trebuie să numai să-i încurajăm în România, trebuie să-i încurajăm. Dacă lege spune că are dreptul, păi dar ce ar fi să ăștia de jos ca să mai întoarce legea asta din țara, din legea asta care e în România? Să ni se dură, ne-a să durat cât de asta nu merge țara asta, din cauza puturoșilor și din cauza ajutorului social care îi se dă. În loc să ducă banii, în loc să ducă banii la investiții, investiții și pentru ca să facă locuri de muncă, se dă la unul de ăsta care stă și bea. Eu am fost în Comuna Suceava, nu duminica asta, duminica trecută, într-un sat, Cașvan, are 10.000 de locuitori. Îți fac la societate socială, ești cu handicap. Și tovarășul Nicolae Ceaușescu dădea ajutor social, Daniele, să știi, dar dădea persoanelor, domn primar, sunteți aici așa, sunteți din 84-a noi în comună și pe timpul lui Ceaușescu se dădea ajutoare sociale, dar primeau ajutoare sociale numai persoanele care cu adevărat nu puteau munci la timpul ăla. Sunteți de acord cu mine sau nu? Așa e și acolo. Dă-o ceva, Daniele. Lasă să ajutăm ceva, dar să spus că nu se primea. Eu spun că se primea. Băi, eu ți-am zis la oameni care sunt, ți-am zis din comuna aia care sunt handicap, care deci nu pot munci. Eu am pus o întrebare. Nu s-o dat la 10.000 de locuitori. Daniel, eu am pus o întrebare. Tu ai știut una, ai știut, ai zis că nu se dădea. Domn primar, se dădea? Erau asistat social oamenii care erau, eu știu, fără o mână, fără un picior, fără un ochi. Erau asistat, care aveau un trecut prin comisie și care aveau un handicap. Asta era, nu erau scutiți. Erau scutiți de a munci la CAP-ul, adică beneficiau de suprafața aia de 7 prăjini. Da, dar nu primeau bani. Primeau și bani. Nu, era pensia de handicap. Asta era altă. Sunt diverse forme, statul ajută în orice sistem politic să ajute cetățeanul defavorizat. Nu puteți din chestia asta, dar nu îi primea bani. Atâta, când avea suprafața fără să muncească la cea. Da, eu oricum vă promit că studiez acolo și dacă e ceva bună din partea noastră. Eu aș propune altceva. Dumneavoastră e bine că ați văzut o, eu știu, un aliniat din lege care poate sau de pe scăpa. Google, de unde l-ați văzut dumneavoastră, numai că normele metodologice ale legii nu prea sunt puse pe Google. Promit că luni asta... Uitați-vă puțin, dar uitați-vă la normele metodologice. Sunt extrase, să știți, trebuie să vă uitați cu atenție la modul de aplicare a legii. Dacă doar normele metodologice stabilesc dacă au sau nu dreptul, acei beneficiari, dacă se încadrează în... Dacă se încadrează în... Dar ascultați ce vă mai zic eu, tot așa că știu cum funcționează România. Să dea Dumnezeu să mai dureze vreo 3 de zile. Dar nu cred că mai durează. Vreau să mai spun altceva. Dacă identificați foarte bine, dar nu li promitiți. Dacă identificați foarte bine, nu li promitiți, noi vedem dacă se încadrează, facem și noi demersului către cei care i-au emis. Dar facem noi dat permis, așa. Nu, dar nu le facem dacă nu, domnule, dar noi facem către cei care... Eu vă spun că... Au 800 de pensii, s-au trecut un tabel să fac demers. De cine s-a trecut tabel? Păi de ăștia, care au venit cu astfel. Cine i-a trecut? Arul ăsta, pe băieții, cu asistentul social. De la noi. Da. Ce înseamnă actualizare? Înseamnă la noi, pentru că sunt care împlinesc 75 de ani. Deci,
asistența socială de la noi e prima dată persoanele și tabelul de la casa de pensii. Are 75 de ani, pentru că s-ar putea când vin listele la casa de pensii în luna noiembrie să n-aibă 75 de ani. Dar la 1 decembrie să facă 75 și datoria ta să-l identifici, să-i spui. Asta înseamnă actualizare și monitorizare. Nu fac eu acum liste când X sau Y... Ca să vadă că nu ai 801, ai numai 800. Eu știu așa, de când mă contrazic. Am promis, mă uit, ce dumneavoastră. Asta se rezolvă. Avem discuții? Eu vreau să mai spun că am cerut și toate cu un secretar să primești mai câte un tabel cu datorii comunii. Nu prea a mers platforma. S-a discutat și dacă o să funcționeze lucrurile cum trebuie, în ședința următoare vă punem la dispoziție tot cipistomiidele. E bine? Da. Dacă vreți, eu am să o mie cam puțin, mai la 3 mii sus. Nu, că într-o mie nu mai vin exact, dacă eu am 500 și ceva. Curentul? Nu, curentul și rămășița am depășit 1000 și pe ea trebuie să-l prinzi, înțelegi? Bun, dar eu cu toate că impozit, să spunem, mi-am dat impozitul pe anul trecut 60%, sunt prins doar cu rezii 40%, dar cu ce am acum depășesc 1000 și trebuie să-l prind și pe ăla. Dacă vreți o informare, eu aș vrea informarea asta bună în luna aprilie. Că avem 31 martie, înțelegeți, avem acei 10%, avem apetența contribuabilului de a veni până la 31 martie, că au ăia 10%. Cum dacă vreți informarea în februarie o facem. Nu mă interesează să văd persoane care plătesc de obicei impozitul. Nu mă interesa persoane care nu prea plătesc. Tot din ce știam eu. S-a pus să facem informarea în februarie. Bine. Domnul Pancană, apropo de conducta de gaze, de ce nu se urgentează dacă totuși s-a băgat în pământ acolo ca să se niveleze, să putem și noi arasă, putem munci pământul? Eu știu, domnul Andanu, că dumneavoastră sunteți un bun cultivator de pământuri. Problema este în felul următor. Da. Deci problema este în felul următor. Sunt consilieri dintre noi care nu au fost de față atunci când noi discutam despre tabelele pe acolo pe unde trece conducta de gaz. Și noi am stabilit în felul următor, că sunt două tipuri de despăgubiri. O despăgubire pentru proprietarul care deține pământul și o despăgubire pentru proprietarul care lucrează pământul, adică pentru arendaș și arendator. Pentru proprietarul care are pământul, subsolul care îl afectează, el plătește proprietarului și pentru cel care îi distruge cultura, îl plătește aceluia care lucrează terenul. Deci sunt două tipuri de despăgubiri. Marea problemă nu e asta. Marea problemă este că pentru cel care lucrează pe terenul, îl despăgubește, indiferent de forma proprietarului, că este cu documente sau fără documente, da? Adică să fie autorul unui titlu de proprietate sau unui act de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor sau instanță. Dar pentru cel care are pământul și dreptul lui, da, pentru ăla el trebuie să prezinte astea, una dintre astea patru documente. Un act de proprietate. Titlu de proprietate, certificat de moștenitor sau... Fiecare proprietar trebuie să duc la ei? Nu. Fiecare proprietar a primit un plic acasă și pe plicul respectiv spunea că în 30 zile dumneavoastră trebuie să-i faceți cunoscut și să atașeți niște documente. Să atașați documentele. Dacă nu le-ați atașat, nu e nicio problemă. Banii aveți timp 5 ani de zile, banii sunt puși într-un cont. Pentru cei care nu au făcut dezbaterea succesorală și fac dezbaterea succesorală, pentru cei care au titlul de proprietate și nu s-au dus, prezintă titlul, sau care au instanță, sau cum e domnul Ciprian, care are dezbatere, se duce cu dezbaterea și îi prezintă și îi pune un extras de cont bancar acolo. Și acolo îi virează sumele fără doar și poate. Da. Dar acolo unde nu este dreptul de proprietate. Noi ca și primărie... Scrie și suma acolo. Noi ca și primărie am dat... tabele începând de la intrare la stația Pai până în fund la Bărățeni, la Islaz, pe fiecare proprietar în parte și câtă lățime are fiecare. În funcție de lățimea la fiecare, dacă ai 10 metri de lat 3 jumătăți și îți afectează 20 de metri,
Deci ai 200 de metri pe care el te despăgubește. Da, bine. Marea despăgubirii variază între 20-30 de lei până la, pentru cei mai mari, 500 de lei sau 600 lei. Adică este ceva. Nu vă așteptați la sume... Da, nu sunt niște sume foarte mari. Eu aș mai vrea să mai o chestie. Știți că în mai 2019 ați montat niște bubele de astea micuții și aici la primărie și la mine în fața acolo și la dispensar. Bubelea, de exemplu, din față de la mine de acolo nu a fost schimbată, nu a fost curățată niciodată în timp de un an jumătate, aproape 2 ani, face 2 ani în mai. Ar fi bine ca acele bubele să fie pus un sac menajer, în care să fie pus, adică să fie asigurat de către primărie, câte un sac. La alea de plastic? La alea de lemn, care... Da, astea e frumoase, nu? Astea frumoase. Așa. Adică... Nu scoșurile astea mici de gunoi. Deci da. Bine. Mă să fie coș de gunoi. Este coș acolo de gunoi, acolo da. La mine, care s-au pus. La nici picioare. Și nu mai poate să lea nimeni, că au pus acolo rigips, s-au pus diferite chestii. Și trebuie văzut ce trebuie făcut cu el. În care e un container de la mare? Da. Da. Dacă l-a pus, noi trebuie să-l luăm și să-l ducem noi... Da, de ca să-l ocupăm de el, ca să... Da. Dacă îmi permiteți, declar închis lucrările ședinței din 29 și vă mulțumesc pentru participare.